Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai media. În briefingul de astăzi, Curtea se va referi atât la avizul, la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție, cât și la hotărârea privind excepție de neconstituționalitate a articolului 17 alineatele 1, 2 și 3 din Codul Vamal. Astăzi, Curtea a pronunțat un aviz la un proiect de lege de modificare a articolului 70 din Constituție. Proiectul urmărește limitarea imunității deputaților. El instituie o altă excepție la reținerea, arestarea, percheziționarea sau trimiterea în judecată a deputaților cu încuviințarea Parlamentului. Excepția o constituie cazul comiterii infracțiunilor de corupere activă sau pasivă, trafic de influență, exces sau abuz de putere, îmbogățire ilicită și spălare a banilor. Curtea a confirmat respectarea condițiilor temporale impuse pentru revizuirea Constituției. Astfel, ea nu a constatat existența stării de urgență, de asediu și de război și nici prelungirea mandatului Parlamentului. Cu privire la respectarea condițiilor materiale ale revizuirii Constituției, Curtea a reținut următoarele. Într-un raport privind limitele și ridicarea imunității parlamentare, Comisia de la Veneția a notat că principala justificare a instituției imunității parlamentare constă în protecția lucrărilor Parlamentului, de presiunile din partea executivului, inclusiv de presiunile din partea procuraturii. Justificarea operează și în cazul opoziției parlamentare, aflată de obicei în minoritate, care trebuie să beneficieze de protecție împotriva presiunilor din partea majorității de la putere. Ea mai protejează membrii Parlamentului de hărțuirile cu caracter politic, venite din partea altor partide, manifestate de exemplu sub forma plângerilor penale nefondate ai căror autori sunt oponenții politici. De asemenea, în unele state aflate încă în tranziție spre democrația veritabilă sau acolo unde democrația este relativ nouă și fragilă, există cazuri în care poliția sau procuratura a fost utilizată pentru discreditarea, pedepsirea și distrugerea oponenților politici, inclusiv a membrilor Parlamentului. Membrii Parlamentului, în special cei ai opoziției parlamentare, pot fi în anumite state foarte vulnerabili în fața hărțuirilor cu caracter politic, sub forma acuzațiilor nefondate cu consecințe juridice. În aceste circumstanțe sunt justificate menținerea instituției imunității parlamentare și invocarea ei în cazuri deosebite. Totuși, imunitatea deputatului poate să împiedice investigarea infracțiunilor de corupție. În acest sens, Comisia de la Veneția a menționat că combaterea corupției reprezintă într-adevăr un motiv important pentru restricționarea imunității parlamentare. Curtea a observat că modificarea articolului 70 aliniat 3 din Constituție în varianta propusă de autorii sesizării, scoate în evidență o tensiune între principiul imunității parlamentare și interesul investigării infracțiunilor de corupție. Curtea a admis că limitarea imunității deputatului în cazul comiterii infracțiunilor în discuție este în măsură să faciliteze investigarea efectivă a acestora și tragerea la răspundere a persoanelor culpabile. Curtea a reținut, de exemplu, că dacă pentru percheziționarea unui deputat
cercetat pentru comiterea infracțiunii de corupție, autoritățile de investigație ar solicita încuviințarea Parlamentului, este evident faptul că deputatul vizat ar putea afla din timp acest lucru și ar putea distruge probele sau influența persoanele care au tangență cu comiterea infracțiunii. Iar autoritățile ar putea să nu mai găsească bunurile căutate în locurile unde bănuiau că se află. Aceeași concluzie este valabilă și în cazul solicitării încuviințării Parlamentului pentru arestarea sau reținerea deputatului bănuit de comiterea celorlalte infracțiuni menționate în proiectul de lege constituțională. Curtea a reținut că această situație ar putea compromite lupta împotriva corupției de nivel înalt și ar diminua încrederea societății în caracterul efectiv al investigațiilor desfășurate împotriva reprezentanților lor care utilizează mandatul de deputat contrar spiritului Constituției. Totodată, Curtea a notat că proiectul legii constituționale nu propune anularea totală a imunității parlamentare, ci limitarea ei pentru investigarea unor infracțiuni concrete. Prin urmare, Curtea a considerat că propunerea autorilor sesizărilor are în vedere caracterul fragil al democrației din Republica Moldova și nu pune în pericol funcționarea autonomă a Parlamentului. Așadar, Curtea a reținut că proiectul de lege constituțională asigură un echilibru abstract, corect, între principiul imunității parlamentare și interesul investigării infracțiunilor de corupție. Proiectul de lege propus nu încalcă limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 din Constituție. Acesta poate fi adoptat de Parlament după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Referitor la hotărârea pronunțată de astăzi privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 17, aliniat 1, 2 și 3 din Codul Vamal. Astăzi, Curtea a pronunțat o hotărâre, fiind sesizată pe calea excepției de neconstituționalitate de către un domn avocat. Acesta contesta prevederea ale Codului Vamal, potrivit cărora, de regulă, Serviciul Vamal furnizează doar informații cu caracter general, iar celelalte informații nu le sunt comunicate persoanelor care le solicită, cu câteva excepții precise. Curtea a verificat dacă interdicția prevăzută de Codul Vamal urmărește realizarea vreunui scop legitim. Ea a reținut că Serviciul Vamal are obligația de a nu divulga informațiile referitoare la viața personală ori la activități profesionale sau comerciale ale persoanelor fizice ori juridice. Serviciul Vamal mai are atribuția de a preveni comiterea infracțiunilor în materie vamală și de a efectua o anchetă penală în privința infracțiunilor date în competența sa, aceste materiale fiind confidențiale. Curtea a reținut că protecția acestor informații urmărește mai multe scopuri legitime generale ca protejarea drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale și prevenirea comiterii de infracțiuni. Curtea a stabilit că principiile care vin în concurs în acest caz cu dreptul de acces la informații sunt protecția drepturilor, libertăților și a demnității altor persoane, împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale și prevenirea comiterii de infracțiuni. Așadar, Curtea a observat că toate principiile concurente au un caracter relativ. Cu alte cuvinte,
Nici unul din aceste principii nu are la modul abstract o prioritate absolută. Totuși, Curtea a observat că legislatorul a acordat o prioritate absolută scopurilor legitime prin stabilirea faptului că informațiile de care dispune organul vamal pot fi utilizate în scopuri vamale în detrimentul dreptului de acces la informații. Curtea a reținut că doar comunicarea informațiilor cu caracter general către solicitanți nu este suficientă pentru exercitarea rolului lor de câini de pază ai societății democratice. Modul în care câinii de pază public își efectuează activitățile poate avea un impact semnificativ asupra funcționării adecvate a societății democratice. Curtea a reținut că interdicția furnizării unor informații destinate realizării scopurilor vamale și a informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată nu poate fi considerată necesară în toate cazurile. Totodată, unele informații deținute de organul vamal nu pot fi încadrate în categoria informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată și nu pot fi excluse din sfera interesului public la modul abstract. Pot exista informații care nu pot fi dezvăluite pentru că s-ar realiza astfel un scop legitim. Totuși, la o punere în balanță, ele trebuie să fie dezvăluite, pentru că confidențialitatea lor nu are o pondere mai mare decât necesitatea asigurării accesului la informații. Toate concluziile depind de circumstanțele factuale și juridice ale fiecărui caz. Concluziile pot fi făcute de funcționarii responsabili din cadrul organului vamal, cărora li se solicită accesul la aceste informații. Concluziile mai pot fi făcute de judecătorii de drept comun în eventualitatea în care sunt sesizați în privința unui refuz al funcționarilor vamali de a asigura accesul la informații. Curtea a constatat existența unei sarcini excesive pentru persoanele care solicită furnizarea unor informații și, prin urmare, garantarea insuficientă a dreptului lor de acces la informații la modul abstract. Curtea a stabilit că organul vamal și instanța de judecată trebuie să evalueze cererile de furnizare a unor informații prin punerea în balanță a drepturilor și a intereselor concurente și prin asigurarea unui echilibru corect între aceste principii, pornind de la criteriile și raționamentele menționate în hotărârea numărul 29 din 12 decembrie 2019 și confirmate în hotărârea numărul 24 din 10 august 2021. În consecință, Curtea a recunoscut constituțional articolul 17, aliniatele 1, 2 și 3 din Codul Vamal, în măsura în care organul vamal și instanța de judecată pot verifica la examinarea cazurilor privind accesul la informații existența unui scop legitim pentru îngrădirea accesului la informațiile utilizate în scopuri vamale și pot pune în balanță principiile concurente. Vă mulțumesc!